Bună ziua! Vrem să spunem că această dezbatere este organizată de către Asociația Promolex, care este o organizație apolitică, non-profit și neguvernamentală, scopul cărei este promovarea drepturilor omului, dar și a proceselor electorale din țară. Această dezbatere are loc de asemenea datorită susținerii financiare a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională prin programul de consolidare a alegerilor transparente în Republica Moldova. Și de asemenea țin să menționez că această dezbatere este filmată integral de către partenerii noștri media Canal Regional. Mulțumim mult! Ai cuvânt! Și filmulețul va fi pus pe YouTube, încât cei care nu au participat din perspectiva spectatorilor la această dezbatere, dar vor dori să privească dezbaterea mai târziu prin intermediul internetului, dar chiar și dumneavoastră, veți avea posibilitatea să vedeți cine... Aceeași întrebare adresată la fiecare candidat, nu voi schimba întrebările pentru cineva. Cum vor răspunde candidații este treaba lor, eu n-am să intervin nicicum, chiar și atunci când puțin pot să fiu nesatisfăcut de răspunsul la întrebarea mea, nu voi interveni. Nu voi comenta orice ce spusă a unui candidat, este treaba lor să răspundă. În continuare, voi acorda o a doua întrebare care va fi mai scurtă și pentru care candidații vor avea posibilitatea să răspundă timp de 1 minut și 30 secunde. În spatele meu se va porni un ceas și va curge timpul astfel că cel puțin unii dintre dumneavoastră vor vedea cum se scurge timpul, dar și candidații. Este important pentru dânșii să vadă modul în care va funcționa ceasul. Și voi începe cu prima întrebare. Care este, de fapt, motivația care v-a făcut să deveniți candidat la funcția de primar al orașului Ninoi? Domnule Victor Civotaru, dumneavoastră aveți primul cuvânt. Aveți microfonul? Cum vă place? Aveți microfonul? Luați, două microfoane sunt în masă. Motivația este simplă. Cu mulți ani în urmă știam că un primar trebuie să fie numai decât agronom, brigadier sau nu știu ce. După activitatea mea de circa 40 de ani, fiind consilier de pe anii 95-50, am pregătit o mulțime de decizii, de documente pentru ședințele Consiliului Raionale și de Țene și chiar m-am gândit acum la finalizarea lucrului, la ieșire la pensie, dar având în vedere că mă sunt destul de sănătos, sunt puternic, vreau să candidez la funcție de primar pentru că am niște lucruri care le-am început, dar nu le-am terminat. Și fiind primar, cu concursul tuturor consilierilor, cred că voi reuși. Vă mulțumesc că aveți dreptul să nu utilizați tot timpul. Mai aveți 4 minute dacă hotărâți ca aici să vă opriți, este dreptul dumneavoastră. Aceeași întrebare. Ce v-a motivat pe dumneavoastră, doamna Svetlana Zadic, de a fi candidat la funcția de primar în orașul Ninoi? Vă zic bună seara! În primul rând, sunt la vârsta care sunt. Sunt la o vârstă frumoasă. Am abilități, am competențe și nu-mi este indiferentă soarta orășelului și satelor din componența orășelului Ninoi. Foarte scurt, mersi. Aceeași întrebare. Domnule Mihail Cheibaș, ce v-a determinat să deveniți candidat la funcția de primar în orașul Ninoi? Onorată asistență, stimați colegi, am avut votul de încredere pe parcursul a 3 mandate. Și pe ultima sută de metri, ultimul an de zile, s-au deschis foarte multe uși, s-au bătut foarte multe căreri și sunt la început de cale 5 proiecte investiționale pentru orășelul Ninoi, în jurul de peste 10 milioane de euro, care probabil nu numai eu și mulți alegători nu-și vor ierta niciodată dacă în oraș nu vor fi implementați acești bani din diferite surse de finanțare. Și anume, probleme care pe parcursul la mulți ani cereau soluționarea de urgență. Norocul va aparține. Deci,
Eu nu vreau să fac mare agitație preelectorală aici, deoarece sunt elaborate studiile de fezabilitate. Puteți face cunoștință deja cu aceste proiecte, astea nu sunt cuvinte goale. Dar sunt niște lucruri extraordinare pentru orașul Anenii Noi. Numai un singur proiect care astăzi am avut întâlnirea cu potențialul investor, o stație fotovoltaică cu 8 km de iluminare stradală, ceea ce va da posibilitatea să avem peste 80% de străzi iluminate în Orășel, care se va pune la decizia următorului Consiliu. Și probabil eu mă simt încă în putere, cum a spus și colegul meu, și vreau să duc la bun sfârșit ceea ce s-a început. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aceeași întrebare, domnule Viorel Cociuc, care a fost motivația dumneavoastră de a deveni candidat la funcția de primar în Anenii Noi? Bună ziua la toată lumea! Motivația mea la fel a fost pentru că am ajuns la vârsta care vreau să o dedic în momentul populației orașului Anenii Noi. La fel am ajuns la nivelul de pregătire profesional pe care pot să-l aplic pentru administrarea primăriei și la fel pentru dirijarea diferitor proiecte investiționale sau pentru atragerea diferitor granturi din străinătate. Totodată vreau să spun că vreau să îmbunătățesc viața populației pentru ca fiecare locuitor să se simte mai fericit, mai confortabil, mai cu viață. Și pentru ca a schimba lucrurile, a duce spre bine, la fel mi-am format și colectivul de consilieri care mă vor ajuta pentru implementarea acestor idei. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aceeași întrebare, domnului Vecislav Bondar. Ce va motiva să deveniți candidat la funcția de primar în Anenii Noi? Gata. Bună seara, stimați cetățeni și stimați locuitori orașului Anenii Noi. Suntem în orașul Anenii Noi. Dacă permiți, eu trec. Vorbesc mai departe pe limba rusă. Nicio problemă. Значит, вопрос так интересно задан, мотивация моя конкретная. Значит, я являюсь представителем партии коммунистов Республики Молдова. Три срока подряд с 2003 года мы выдвигали своего кандидата на этот пост, который был Михаил Самойлович Кейбаш. Конечно, третий раз мы уже думали о том, чтобы его не выдвигать, потому что увидели некоторые проблемы в городе, но он нас заверил, что будет и дальше работать как положено, на благо людей, как коммунисты работали в советское время, как работали последние 8 лет, когда были у власти. И сказал, что будем делать как положено. Но, к сожалению, в последнее время мы увидели, что дела не идут так, как надо. С переходом господина примара Кейбаша сначала в одну, потом в другую партию дела совсем пошли не так. Но мы, будучи патриотами города, всегда старались голосовать только в интересах города. Даже когда господин примар сильно переживал, что мы будем проваливать ему бюджеты, что мы никогда этого не делали, потому что знали, что поддерживать надо всегда свои предприятия муниципальные. И всегда голосовали за те проекты, которые в интересах города. Партийная организация решила выдвинуть меня на этот пост. Надеюсь, справимся с этой задачей, потому что не боги горшки обжигают. Главное – это финансы, найти финансы и грамотно их использовать. И желательно не так, как нынешние власти используют, без откатов, честно, прозрачно, как положено. Проекты, те, которые есть, с удовольствием мы их продолжим. Прекрасно воспользуемся ситуацией начатой. Ну и, соответственно, и приумножим этот вопрос, потому что под лежачий камень вода не течет, будем работать в полной силе и с полной отдачей. Я являюсь уроженцем города Анени Ноя. Мои деды и прадеды здесь родились и жили. Мои дети здесь живут, мои внуки здесь живут. Я сделаю все для того, чтобы им было комфортно жить в городе, мне было комфортно и всем жителям города.
понятно, что выбери меня, это все красиво. Прекрасно понимаем, какую тяжелую задачу берем на себя. Но мы оптимисты, у нас есть хорошая команда, у нас есть возможность что-то изменить к лучшему в нашем городе. Потому что так, последний год, вот-вот, выберите еще раз, опять станет хорошо. Это уже было, 3 раза верили, 4-й раз, наверное, уже нет. Спасибо. Спасибо. A doua întrebare, dacă prima a fost una mai generală, a doua sper ca răspunsul să fie foarte concret. Mai toate sondajele de opinie din Republica Moldova indică 4 probleme locale care există, indiferent de localitatea din Republica Moldova. Este vorba de starea drumurilor, este vorba de asigurarea cu apă potabilă cetățenilor, fie prin intermediul canalizației, fie prin intermediul apeductului. Este vorba de iluminarea stradală și este vorba de evacuarea gunoiului. Care din aceste probleme o considerați prioritară, adică numărul 1, pentru anenii noi? Dacă considerați o altă problemă, a 5-a prioritară, indicați-o și cel mai important. Problemele sunt foarte mult și ele se intercalează una cu alta. Multe întrebări sunt de salarizare, de sursă de finanțare, altele sunt de factorul uman, cum îl duci ca cu om să facă așa lucruri, să implementeze niște proiecte și mai departe. Eu totuși aș socoti că din toate cele 5 care a spus dumneavoastră, modernizarea sistemului de asigurare populației cu apă și canalizare, nu numai în orașul noi, dar și în satele de etc. Chiar e primul loc, dacă nu e apă, nu e sănătate. Eu am zis, am dovedit în 2 luni acum să merg mai mult țări europene și am văzut, unii este apă, este curățenie, acolo e liniște, e curat și, și maladiile sunt mai puține. Dacă la capitolul apă, anii noi, încă este asigurat, spunem, nu rău, inclusiv și spitalul are fântână arteziană proprie, însă în sate, satele care se asigură cu apă din fântâni, apa e poluată undeva la un nivel de 65-70%. Eu socot că aici trebuie niște proiecte ediționale, domnul Mihai a vorbit treaba asta și eu cred că ați fi o continuitate bună în lucru și toți proiectele astea să rămâie la primarul de la Partidul Liberal și să se apucă de lucru. Eu am mare practică la câștigarea proiectelor ediționale la spital. În câțiva ani noi am reconstruit spitalul din fundament, am spus. Mulțumesc! Aceeași întrebare, doamna Svetlana Zdanie, care este principala, în opinia dumneavoastră, problemă în orașul Anenii Noi și cum aveți de gând să o soluționați în cel mai scurt timp? Problema cea mai principală, cred și o văd, gunoiștele. Gunoiștele care ne-au inundat nu numai orașul Anenii Noi, dar și satele din componența primăriei Anenii Noi. Soluționarea problemei date o văd în următorii pași prin investiții, ca nu numai primari de Anenii Noi, dar și primarii din localitățile care sunt lângă orașul Anenii Noi să se ridice, să meargă la Ministerul Mediului, să găsească să găsim proiectele, să găsim investițiile și, dat fiind faptul că domnul Palicovici este colegul nostru de partid, cred că o să reușim să găsim terenul dat, să găsim investiția și să atragem în teritoriu. Bine de rău, noi totuși în regim non-stop aprovizionăm localitățile astea cu apă. Este una din probleme generale la o stație de curățire a apelor de băut astăzi, pentru că sunt niște probleme cu componențe chimice. Dar, vă spun, este nevoie de o modernizare, deoarece sistemul de bine de rău activează. Una din cele mai dureroase probleme care au apărut în parcursul ultimilor 2 ani și jumătate, de când s-au închis cu noi ăștia poligonul de la Crețoaia, deci este salubrizarea și evacuarea deșeurilor, care noi deja de acum avem proiectul investițional pentru construcția unei stații de purificare apelor uzate pe sistemul duplex finanțat de oameni de afaceri din Germania, nămolul activ cu deșeurile solide elimină biogaz prin 2 tankere pentru uzina de vin. Pe 9 iunie vine delegația pentru soluționarea acestei probleme și un acord de grant care va fi scălit
Și eu sper că este 3,5 milioane de euro, o investiție foarte binevenită. Domnul de la Partidul Comuniștilor spune că totul va inventa. Sunteți în opoziție, dragii mei, și astăzi investorul spune, domn primar, vei fi mai departe în funcție, împreună cu colegii, noi vom implementa acest proiect. Nu, ne ducem în altă localitate și îți dăm ce ați faceți voi. Sperăm să fim pentru ziua de mâine a orașului Amenii Noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aceeași întrebare, domnule Viorel Cociuc, care este în opinia noastră cea mai importantă problemă astăzi în Amenii Noi și cum aveți de gând să soluționați în cel mai scurt timp? Dacă de luat rânduiala, și probleme respective, prin plan își pune drumurile, pentru că drumurile sunt carte de vizită a oricărei localități, la fel și trotuarele pentru peizoni. Sectoarele care sunt problematice din orașul public nostru, practic, toți n-am, adică noastre repet, în care dintre partea Vatighina, sectorul Cârbovăț, sectorul Socoleni, parțial prin oraș, adică sunt lucruri care evident, mă rog, nu depinde de actuală primărie, depinde de partea financiară. Dar vreau să spun că să pun accentul în continuare proiectelor care au fost aduse în oraș și la fel pentru renovare sau găsirea altor mai confortabile. A doua întrebare ar fi, adică poziție evident că sănătatea populației, apa. Sistemul acveduc, da, trebuie reînnoit, modernizat, adus investiții. Că sănătatea populației, evident, că e prin plan. Și la fel, sistemul de canalizare. Sunt sectoare care trebuie conectate, interconectate cu sistemul centralizat, aici la fel nu se face într-o zi, într-o două. Depinde și de volumul, depinde de partea financiară care este atrasă în oraș. Și ultima situație ecologică. Da, este practic, nu aș spune că doar orașul Amenii Noi, practic noi suntem o țară de gunoiște, pentru că problema cu gunoiște s-a lăsat de mult timp. Mulțumesc! Mulțumesc! Schimbul dumneavoastră expirat. Da. Domnule Vecislav Bondar, aceeași întrebare. În opinia dumneavoastră, care este cea mai importantă problemă în Amenii Noi astăzi și cum aveți de gând să o soluționați în cel mai scurt timp? Все проблемы. Интересная, но самая большая проблема – это мусор. После закрытия Крицойского полигона мы буквально завалены мусором все посадки, овраги. Примария одно время, договорившись с примаром, кстати, тоже коммунистом, в оппозиции, как он выразился, возили мусор в Бульбоку. Но, понимаем все, идет электоральный период, и в связи с этим все начали давить на примара Бульбок, чтобы не принимал больше мусор из Новых Олен. И теперь мы или складируем в ЖКХ, или зарываем тайно где-то по ямам. Еще такой маленький пример. Значит, после закрытия Крицойской свалки ее передали на баланс Цинцарена, Цинцаренской примарии. Цинцаренская примария пыталась возобновить ее работу. Консилиум района тоже голосовал за эту проблему и проголосовал за ее открытие. Коммунисты в Цинцаренах тоже проголосовали за ее открытие. Вот только почему-то демократы не поддержали. Этой проблемы уже бы не было давным-давно. Очень жаль, что, будучи тогда председателем партии демократа у нас в районе господин Кейбаш, не подумал о том, куда будем дальше вывозить наши отходы. А за то, что сказали, что мы в оппозиции, большое спасибо, потому что Дадон нас все время обвиняет в том, что мы во власти. Спасибо. Mulțumesc. În continuare, fiecare candidat are posibilitatea să adreseze o singură întrebare oricărui concurent care se află la această masă. Poftim domnule Victor Cipotaru. Microfonul. Trageți la sorți. Doamnă frumoasă, vreau să fie unică între noi. Da, nu pare unde e grea. Vă rog întrebare. Teritoriul reonului Alei Noi și inclusiv a Orășelui, anual se trec o mulțime de accidente rutiere. Mai aproape microfon. Sunt cazuri de deces, inclusiv și a copiilor. Fie dumneavoastră la postul de primar, cum ați duce lucrul de profilaxie și combaterea acestor tragedii umane? Un minut, aveți un răspuns. Așa, în
Platforma electorală, dacă dumneavoastră ați văzut-o, avem chiar stipulat în lângă instituțiile școlare și preșcolare, avem drept obiectiv semafoare, am pus, adică mai avem drept obiectiv major camere de luat vederi și clar că nu în ultimul timp de a lucra cu persoanele care își permit lucrul ăsta, adică de a se urca în starea care se urcă la volan, noi o să conlucrăm, o să conlucrez frumos cu poliția rutieră și cu organele care sunt competente în situația dată și cred că o să îmbunătățim starea lucrurilor în orășelonele noi și nu numai, și în satele din componența primăriei. Vă mulțumesc! A doua săptămână aveți dreptul la o întrebare adresată oricui. Întrebarea mea din start a fost pentru domnul Sincovski, dumnealui nu este, dar către domnul Vecislav. Domnul Vecislav, dumneavoastră ați avut o echipă frumoasă în Consiliul Local până la moment. Am participat la toate ședințele Consiliului. Analizând componența nominală actuală, am văzut că nu s-au schimbat, practic sunt toți aceia. Înseamnă că au lucrat bine, au merite și, spuneți-mi, rog mult, de fiecare dată au votat ceea ce le-a spus partidul sau au avut și părerea lor? Не забывайте, пожалуйста, что вы сами были в нашей команде и когда-то были секретарем партийной организации «Молодежь Восток». А после смены власти группа «Махи» оказались в партии «Пелерине». Команда у нас хорошая, действительно, и когда мы обсуждаем решение, мы согласно своего статуса, есть такой демократический централизм, на фракции обсуждаем вопрос до принятия решения. И каждый предлагает то, что он считает нужным. После принятия решения голосуем, как приняли решение во фракции. А о том, что то же самое, мы не правы. У нас есть изменения серьезные во фракции. Вы, видимо, плохо изучили наш список. И у нас есть все специалисты там, в том числе и педагоги, и юристы, и все. Скажу вам откровенно, почему-то в вашей партии в основном педагоги и медики. Мухмед. Домнул Михаил Киева, шериф Дептула, он прибавит. Ты что, не человек? Да. Mi s-a făcut părerea că am stat în gând din gât de mult domnului Bondar și vreau să-i pun o întrebare. Fiind deputat în Parlament două legislaturi la rând, 1, 2, 3, ce ați făcut concret pentru orașul la linii noi? Fiind un eșalon mare. Mulțumesc, iarăși domnul Vecislav. Gospodin Kievaș, două legislaturi, prima legislatură, dacă țineți minte, după 7 aprilie, cum de jumătate? Два месяца после 7 апреля и до начала избирательной кампании. Там не то, что комиссии даже не создали, вы прекрасно знаете. 10-14 год мы были в жесточайшей оппозиции. И вот эта вот вся система бюджетная, которая была выстроена, почему знаю, что знаю прекрасно, когда из госбюджета выдавали только тем, у кого цвета партбилетов соответствуют тем, кто во власти, тому мы и пришли, что финансировали тех примаров, которые были именно по спискам партийным. Такое впечатление, что остальные жители, допустим, те же Золотых или других сел, где голосовали за коммунистов, они не граждане Республики Молдова. И очень хорошо, что поменяли наконец-то финансирование с 1 января 2015 года. Мерси. Дома Игорь Почук. Спасибо, Требаренцев. Da, eu înțeles. Eu n-am nicio întrebare, niciun candidat, pentru că consider că toate întrebările trebuie să fie legător cu populația orașului minim. Mersi, aveți tot dreptul. Domnul Vecislav, o întrebare? Nu, ca говорят о лаверды. Господин примар, расскажите, пожалуйста, судьбу этих 148 тысяч евро, которые должны были быть использованы городом на сортировку и переработку мусора. И есть ли вообще какие-то перспективы когда-то их увидеть? И сколько примария сейчас за это дело платит ежемесячно? Домой Кимаш.
Dacă nu mă înșel, astăzi 6 ani în urmă, gospodăria locativ comunală, cu susținere și ajutorul primăriei, a câștigat un grant de la Banca Europeană de Dezvoltare, 300.000 de euro. Prima tranșă, 150.000, a fost implementată. Părere de rău, probabil așa a fost norocul, că contul a fost deschis la Invest Privat Bank, care peste 2 luni, 3 luni de zile de deschidere aici a filialei, a dat faliment. Noi am bătut, și a doua tranșă așa și nu a mai fost finanțată. Noi am bătut toate ușile, începând cu Parlamentul, Guvernul, Prim-Ministru. Deci avem astăzi o singură scrisoare oficială de la Banca Națională a Moldovei, care ne spune că pe parcursul realizării tot patrimoniului a băncii Invest Privat Bank, în primul rând vor fi restituite beneficiarilor individuali și primul ar fi agenții economici, inclusiv și primăria. Ultima noutate care o am, totuși întrebarea rămâne deschisă. Și noi a să avem norocul ca acești bani să fie restituiți. Nu primăria, deci merge vorba de gospodărie locativ comun. Mulțumesc! În continuare! Eu ca jurnalist sunt un tip mai rău câteodată, câteodată mai bun, câteodată mai rău. Și așa avea o întrebare, cum spunea domnul moderator, cam către toți, deși mai mult către... Chiar mi-ar fi interesant către cine? Către Consiliul Majoritar PCRM sau către primar de la o formațiune cândva așa. Deci întrebarea se referă la cei care gestionează treburile orașului. Este foarte interesant, s-a vorbit mult de proiecte, proiecte implementate, proiecte de viitor, proiecte care au fost mari pompoase, sperăm să le vedem vreodată și noi. Proiecte și mai mari care se așteaptă în viitor, le promit cei care acum dirigiesc orașul, cele două formațiuni politice. Aș vrea să știu, între aceste proiecte pompoase, se numără cumva și cazanjeria cea de 15 milioane achitată de Consiliul Raional din Credit la Moldincombank? Este contractată cândva de primărie și achitată de majoritatea care era atunci în Consiliul Raional? Mersi, o singură întrebare. Apoi asta și este întrebarea, da. Întrebarea este clară. Casangeria a fost un proiect Energetic 2. Noi cu mâini și cu picioarele am fugit de Energetic 1 când ne puneau în spate, deci din start. Ne dădeam destul de bine seama deoarece era sub garanția guvernului, finanțată de la Banca Mondială, pentru construcția unei casangerii care să provizioneze grădinița, casa de cultură, centrul de medicină, liceul Mihai Eminescu, primărie și 3 blocuri locative. Deci a fost cu o perioadă de grație pe 5 ani de zile, un proiect de 1 milion de dolari, care în timp de 10 ani de zile trebuie să fie restituit. Garant primăria și Consiliul Raional. Deci astăzi Consiliul menține cuvântul de achitare și 50 la 50, deci a fost primul an de achitare. Cum or să fie mai departe, am să vedem. Nu pot să vă spun, o să decide Consiliul următor. Noi nu avem restanță astăzi la acest proiect. Dar s-a schimbat practic un kilometru de traseu. S-au schimbat toate caloriferele și traseul termic în liceu și la grădiniță. Mulțumesc! Și eu. Spun ce scât cu asta n-am treabă numai una. Că domnul prezentat ca jurnalist, eu știu că el lucrător inspectoratului fiscal și n-are drept și în alt post undeva. Foarte interesant de ce până acum nu a fost pus punct așa. Ori jurnalist, ori lucrător inspectoratului fiscal. Să nu răspundă. Fiecare are dreptul să pună întrebare, fiecare are dreptul să răspundă. Dar răspund, aveți decis. Care răspuns? A prezentat proiect, a spus că e foarte econom și pentru oraș. E clar, poate e făcut greșeală la timp și e votat pentru asta, dar... Principalul e credință. Mulțumim. Prima întrebare la domnul Cheipăș. Dumneavoastră mă cunoaște personal, cred că știți că data trecută la preelectorală am adresat aceeași întrebare. Când o să aibă încă o rută Cărbăvățul Nou? Trebuia să așteptăm încă 4 ani de zile ca să baloteze doamna Svetlana Zătic, ca să inspecta încă o rută la 4,5 pentru aia care lucrează în sistemă bugetară. A doua întrebare către doamna Svetlana. O chemăm pe domnul Polihovici să facă curățenie pe râul Calantâr care are scurgere la Bâc. Știți despre ce merge vorba, chiar de vecinii dumneavoastră. Mersi mult! Trei rute, trei mașute au fost stabilite de Consiliu, care inclusiv și una la Gârbăvățul Nou. Cunosc și știu că, da, într-adevăr, este puțin adică o singură rutieră care circulă într-acest sat, plus încă autobusul care duce gratis elevii din teritoriu. Noi avem în program
Noi avem un program să procurăm două rutiere de a primăriei care... Și gata? Da. Care vor efectua la comandă pentru elevi, pentru grădinițe, inclusiv și în timpul liber vor fi niște rute sociale pentru socoleni și pentru Gârbăvățul Nou. Și pentru socoleni și pentru Gârbăvățul Nou. Aceeași problemă este la socoleni, ca să socoleni se folosește de ruta Potmărești. Noi nu folosim de ruta, ele sunt lor, că noi am mulțumim, bravo. Veți avea posibilitatea să acordați întrebarea, dacă doriți. Doamna Svetlana, ați avut o întrebare. Da, mulțumesc de întrebare. Vreau să vă zic că neamurile le alegi, dar vecinii nu le alegi. Așa că, da, într-adevăr, la vecinii mei dezordine. Nu-l așteptăm pe domnul Palicovici. Cum lucrăm, discutăm și cred că omul sfințește locul. Și fiecare își face ordine și după aia dăm exemplu celuilalt ca să facă niște lucruri frumoase. Cu vecinii cum discuta, om lucra. După data de 15 fiind în funcție de primar. Dumneavoastră v-ați exprimat la către alegătorii din Roseni că în perspectivă dumneavoastră veți construi, aveți în plan de a construi o școală. Vreau să vă întreb, când o să luați copii în Roseni? Și dați-mi voie să vă întreb, să vă spun până la urmă. Și spuneți, vă rog, unde o să luați copii dacă grădinița e stricată, dar în anii noi blocul de la grădiniță a fost dat sub bloc locativ, unde copiii, fiind 20 la normă în grupă, sunt câte 28-30. Și copiii, majoritatea, se îmbolnăvesc, fiindcă după norme sunt prea mulți în grădiniță, în grupă. Deci întrebări care nu sunteți la curent, adică stai la comandă, nu știu dacă confirmă regulamentul, pentru că am aici 10 persoane care au asistat la adunare. Nu a mers vorba nici de o școală, eu nu știu, asta e ceva... Nu știu cine v-a dus în eroare, dar e exclus. Facem controlul, nu? Care e școală? Despre ce vorbiți voi, școală? M-am referit la grădinița din Roseni și v-am întrebat de grădinița noastră. De ce a fost dată sub bloc locativ dacă noastră știți că după lege nu trebuie de schimbat destinația? Și nu-ți permite, doamna Tamara Ierburache, vă spun eu. Deci este în mare, fiindcă în grădiniță merge nepoțelul meu și 4 zile și se bolnăvește. Păi supra normă fiecare om o să vă spună. Nistăblim să acordăm doar o singură întrebare. Da, izvoară. Așa, asta a fost mai mult de 10 ani în urmă. Două blocuri cu două grupii care erau avariate, pentru că când am venit la, în calitate de primar, nici gard nu era acolo la grădinița aceea, nici apă, nici lumină, deci a fost practic tot restabilit, dar două blocuri avariate, nu primarul, și nu are primarul niciun apartament acolo, dar au hotărât Consiliul Orășănesc în 3 etape și acest dosar a fost până la Curtea Supremă de Justiție, lăsată în vigoare Consiliul, ședința Consiliului și decizia Consiliului. Acolo au primit apartamente lucrători din poliție, din învățământ și din medicină. Nu are primarul nicio treabă acolo și nu duci lumea în eroare. Я адресую к вам вопрос. Mai aproape microfonul, Тигур. Жители села Русин интересуют, что мешало сохранить за 12 лет бывший садик, который был в рабочем состоянии, в нормальном состоянии, в рабочем. И по сегодняшний день практически разграблен, разрушен. Что мешало его сохранить и что предвидится все-таки для решения вопроса, которое было неоднократно. И деньги выделялись на то, чтобы сделать и крышу, и потом проект обещали, вы обещали, не кто-нибудь, что будет вопрос решен, что будет садик все-таки, это более 200 детей, которые сегодня просто-напросто брошены при Марии. Спасибо. Вопрос понятен. Стимати колеги, eu când am venit, domnul Victor, vreau ca să vă răspundă limba rusă? Nu? Eu vreau ca să confirmați. Când am fost ales eu în calitate de primar, lucra sau nu lucra grădinița? Iar de acum era distrus. Hai spuneți așa, că nu lucra grădinița și în prima săptămână în calitate de primar încă și-o ars grădinița. Nu i-am dat eu foc. Tot oamenii de la Roseni au furat-o și tot oamenii de la Roseni furau energie de acolo și s-au aprins de la scurt circuit și-o ars grădinița. Ce vină aveți la mine? Eu n-am distrus-o. Ea era distrusă până la mine, frații mei. Voi n-ați păstrat-o, fiind consilieri și fiind lucrători acolo în localitate. Trebuie să aveți grijă de dânsa. În majoritate. Mai sunt întrebări? Toți candidații la primară, vreau să vă întreb și vă rog să răspundeți concret care vor fi acțiunile dumneavoastră întreprinse într-o susținere a tinerilor familii și ca tinerii să nu emigreze psihotare.
pentru că știți salariile care le avem și mă interesează concret. Dumneavoastră știți situația din orașul Mininului. Mulțumesc. Mama, cred că cel mai dureros este problema atunci când pleacă soțul de acasă și rămâne soția singur, sau pleacă soțul sau pleacă soția și rămâne soțul singur, sau familii tineri care trebuie, au potențial și pot aduce un beneficiu orășelului țării noastre pleacă. Este dureros, dar în platforma electorală avem stipulat case sociale pentru medici, pentru profesori și vedem unde, spitalul raional, unde sunt, unde este clădirea așa din jos. Asta este. Am înțeles. Mă doresc cineva să răspund la această întrebare. Tinerile familii. Deci avea dreptul să adresați o întrebare, nu mă faceți griji. Mă apropii și dumneavoastră. Stimați prieteni, vreau să vă spun pe parcursul 12 ani, domnul Vecislav, corect, eu am spus, nu am zis că 10, dar mai mult de 10 am zis, pentru că am luat perioada activă. Deci ea, peste 300 de terenuri la familiile tineri, date pentru construcție, până în 2011. Părere de rău s-a epuizat rezerva. Și problema care ați spus-o dumneavoastră pentru niște garsoniere, pentru tineri specialiști din domeniul bugetar, deci s-a precautat la Consiliul de două ori, este elaborat proiectul, este hotărâre de guvern pentru alocarea 6 milioane de lei pentru restabilirea acestei clădiri de pe teritoriul spitalului pentru tinerii specialiști și pentru tinerii din domeniul bugetar, am în vedere. Este hotărâre de guvern. Mulțumesc, mă doresc cineva să răspundă, domnul Vecislav. Мы прекрасно понимаем вопрос такой с подоплекой. Вы прекрасно тоже должны понимать, что примар отдельно в городе Анининой не решит эту проблему без поддержки государства. К сожалению, нынешнее правление наше ничего хорошего для молодых специалистов не сделало. И тем занимается, что только ворует деньги из бюджета, вот вам банки, и ворует кредиты. Поэтому говорить о том, что вот так пришел и быстро все сделал, никогда такого не получится. Но ясно, что на своем уровне примар должен заниматься этими вопросами. Лучше, конечно, это тянуть сюда инвестиции, тянуть производство для того, чтобы создавать рабочие места здесь для молодежи. И для того, чтобы оставались делать все возможное для организации для суга, для благоустройства города. Все меры, которые направлены на это, идут в том числе и для того, чтобы молодые люди оставались на местах и не уезжали за границу. Все, это в том числе и дороги, и водоснабжение, и уборка мусора. Спасибо. И все... Спасибо. Касается дирекции НУИ. Я не знаю, так есть вам программа. Программа натурал, наша пигардия, но индикация, что мы не пахнем. Кто говорит, лохор и монкл? Cine îți fac loc de muncă, dacă nu lucrează nici o uzină, nici o fabrică? În manere noi, spate de deschis mai multe întreprinderi mici, micul business. La spital, undeva 75% sunt oameni maturi, în vârstă, pensionari. Eu să lucrez un an, doi și trebuie locuri. Oamenii ar veni aici. La mine s-au adresat mulți oameni. Iată, bine ar fi de pregătit acolo 30-40 de apartamente pentru pedagogi și universitete medicale, medici, ca într-adevăr să avem locuri pentru tineret. Noi, dacă nu știu, pensi, cine să asigure activitatea spitalului, cine să asigure activitatea școlilor, dar primării n-a să aibă și lucră. Ați duc tineret. Așa că aici este un program foarte mare și noi trebuie să facem un presiune foarte mare asupra parlamentarilor. Noi, exemplu parlamentari, ei se duc acolo și mă fură și nu-ți bat cap tineret. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă de vorbit de segmentul locuințelor sociale, nu cred că este problema care poate fi soluționată de administrația locală. Aici trebuie ecolumprat, evident, cu guvernul sau cu statul. Dar pentru asta, prin plan, trebuie depus locurile de muncă. Locurile de muncă, segmentul economic, asta tot aceleași investiții, tot aceleași atrageri de granturi pentru a atrage resursele financiare. Pentru că tineretul tineri care pleacă din satele noastre, din oraș, problema este că n-au locul de muncă. La fel trebuie de văzut transparența locurilor vacante. Dacă de vorbit pe segmentul administrației publice, tinerilor trebuie să le oferim
adică șansele de a ocupa aceste funcții, începând același spital, aceeași administrație publică sau aceeași reprezentanță agențiilor de stat și așa mai departe. Mulțumesc! Când ați se întoarcă bani 361.000 care au fost puși în bani merit în casa primăriei de la vânzare terenului și piața verde. 45 de ani au fost vânduți cu 56.000. Vezi, asta, știți, asta e o istorie tare interesantă. Și nu poți spune că e tău care domnul Cheibă. Dar pur și banii ăștia în buzunarul primăriei. Nu. Dar ca să vedem că așa preț terenul ăsta, nu știu că cine e interesat domnul ăsta. Mulțumesc! Domnul Iacob, eu vreau ca să confirme. N-am nimic împotriva lui, deci până la mine, la doi primari, au fost adresarea lui de mai multe ori, să-i permită să privatizeze terenul de sub, lângă piață. Eu te-am ajutat, domnul, ia și să-l cumpere. Spune la lume. Te-am ajutat? Spune la lume. Așa, mergem mai departe. Deci are un conflict de interese cu Piața Verde care se judecă astăzi la Curtea de Apel Chișinău. O să fie dat publicității. Dacă primarul a pus la buzunar acolo, îl împușcăm. În timpul referendumului am trecut 3 luni de curățire. Curtea de Conturi, Curtea de Cineaua și Procuratura. E că mă scot ochelare și mă uit în ochii voștri. Nu am găsit nimica pentru că n-am furat Iașa. Dacă găseam, era săpată din palme alții astăzi. Așa că să fie judecat, așa să arăte cine a furat acolo, eu sau altcineva. Mulțumesc. Poftim. Mulțumesc. Уважаемые кандидаты, если можно, один вопрос. Значит, очень было правильно подчеркнуто, что самая большая проблема сегодня в городе – это мусор. Да. Эта проблема есть, ее, конечно, надо решать. Но вторая проблема, как я считаю, как бывший руководитель муниципального предприятия по каналу Нининой, я сейчас там же работаю главным инженером, вторая проблема – это очистка сточных вод. И сети самотечные, напорные, канализационные. Если можно, я знаю, что есть уже какой-то проект разработанный вроде бы Минзаводом. Есть участок, выделенный под строительство очистных сооружений. Как вами, каждым в отдельности, видится решение этого вопроса? Это очень серьезная проблема. Потому что здесь не только город. Мы увязаны с несколькими населенными пунктами, в том числе с предприятиями, которые сегодня... Но настолько говорить об экологии не приходится. Один мясокомбинат, я не завидую тем жителям по улице Заводской села Бульбока, которые сегодня дышат этим воздухом. Какова перспектива решения вопроса строительства локальных очистных сооружений? Дмитрий Николаевич, вам на русском ответить? Вы чуть-чуть опоздали, потому что об этом уже говорили. Значит, инвестиционный проект 3,5 миллиона евро. 9 июня вы можете быть свидетелями на встрече с инициативной группой из деловых людей из Германии, которые предлагают систему дуплекс станции очистки, которая даст возможность сегодня не только не понизить тариф на воду, но сохранить на ближайшие 10 лет. Потому что вы знаете прекрасно, канализация давит на тариф на воду сегодня, эти 8 километров и 5 станций подъема. И эта станция в системе дуплекс с двумя танкерами для биогаза, размещение вот этого активный ИИЛ с твердыми отходами и в двух танкерах биогаз для бензовода. Мы уже получили 500 контейнеров индивидуальных, 50 контейнеров для больших домов и представлены материалы для машины аутоспечала, для спецмашин для вывоза мусора. То, что решит вопрос в течение года. Это реально. Мулцумеск. Мы дорожчине вас рассмотрим сейчас в тревале. Домой Бондарь. Да, значит, об этом проекте мы знаем. Городской совет выделял под это землю. Мы за это все голосовали, в том числе все партии. Не думаю я, что немцы, увидя, что примаром стал не демократ или либерал-демократ, убегут и заберут свои деньги.
Вряд ли. Мы с удовольствием продолжим это дело. И если удастся сделать действительно, реализовать этот проект, во-первых, там все будет закрытого типа. Не будет запаха, не то, что сейчас в Катырле, где мы знаем, у нас очистные сооружения еще с советских времен. И, соответственно, очень здорово будет влиять на тариф. В том числе, мы говорили с бизнесменами у нас в Анинах, можно решить вопрос и о небольшом снижении тарифа для экономических агентов, потому что очень большой разрыв между ценой для жилого сектора и для экономических агентов. Спасибо. Doar aș vrea, adică aș dori să completez colegii că indiferent cine ar câștiga primăria, proiectul respectiv care a fost adus de actuală administrație, indiferent de culoare politică, să fie dus până la capăt. Poate în unele cazuri facem din bunătății. Mulțumesc, domnul Victor. Într-adevăr, toți candidații la primar vor fi și consilieri. Ei candidează primilist, așa mă gândesc eu. Noi cu ambele mâini și cu suflet și cu inima susținem acest proiect și primarul care va implementa acest proiect și într-adevăr în timp de câteva luni va lucra acest colector, această stațiune de epurare a apei, cred că imediat îl vom face om de onoare a orașului noi sau chiar raion. În orice caz inițiativa și de la medici, pentru că noi până anul trecut, până am avut frântiera noastră arteziană, plătem 1.200.000 de lei pentru apă și canalizare. Mă închipuiți? 90 de lei plătem, metru cub. Pentru zoaie plătem 45, pentru zoaie. Am care să implementez lucrul ăsta, într-adevăr, aș fi eroul orașului. Nu am spus în interna. Mulțumesc! Eu am așa o întrebare foarte simplă. Fiecare ați prezentat un program. Care ar fi primii pași pe care i-ați îndeplinit după votul de încredere din partea populației? Primele trei lucruri care le veți face. Nu știu dacă o să reușească într-un minut să spună, dar încercăm. Elabora un proiect sau un plan strategic de dezvoltare a primării și localităților din prejur. Și a stabilit care sunt prioritățile. 1, 2, 3. De lungă durată, scurtă durată și așa mai departe. Sunt lucruri care nu trebuie de uitat. Azi trebuie de început și azi trebuie de făcut. Sunt lucruri care o să mai repede, o lună, două, trei. Sunt care ne-au gândit pentru altă. Peste 4 ani, să zicem, o să mai fie alegeri. Asta e una. A doilea, eu mă gândesc la pregătirea lucrătorilor care o să activeze la primărie. Nici într-un caz nu o să fie angajați acolo oameni rudi, nănași, cu mătri, cum au mai fost până de mult. Oameni prin concurs public, oameni bine pregătiți, preponderent tineri. Și alt lucru, vreau să zic că m-aș apuca de reparat drumurile. Cum voi spune, să mai am 5 minute, drumul trebuie reparat, fie ușor. Mulțumesc! Mie mi-e puțin mai ușor, deoarece plan strategic este deja elaborat la Consiliu. Eu nu am rude în primărie, n-am nici măcar frați, surori, cu mătri, cunoscuți prieteni, dar două întrebări extraordinar de dureroase. Prima ar să fie totuși trec în revistă, deoarece am avut întâlniri cu cetățenii și am peste 50-60 de propuneri, întrebări, sugestii și dorințe din partea legătorilor. Am să trec în revistă și aceea de-a doua am să mă întâlnesc, deja să fie fracțiunile formate cu președinții fracțiunilor, cu fiecare consilier în parte, pentru că, vă spun sincer, și ați fiți și voi martori oculare, să trebuiască foarte mult de activat pentru consolidarea echipei în Consiliul Orășănesc. De acolo să înceapă soluționarea problemei. Mulțumesc! Domnul Vicesau la microfon. Da. Sau cine? Doamna Svetlana. Doamna Svetlana. Eu zic că de a face transparență în primăria Neninoi, dar de a încerca de a activa cu persoanele care sunt la moment în primăria Neninoi, că sunt cadre bune, credeți-mă, sunt, conlucrez de acum de o bună vreme cu dumnealor, nu ne punem drept obiectiv major de a schimba angajații primăriei după coloratura politică. Dați să încercăm după profesionalism. Dați să lucrăm cu oamenii profesionaliști. Asta este ideea mea. Și la fel gunoiști cea mai stringentă problemă, nu știu, la drumurile, iluminarea stradală, toate lucrurile astea sunt
necesare la major, dar gunoiul ăștia este cea mai stringentă și cea mai mare problemă a primăriei Nenei Noi. În primul rând vreau să aduc transparență în activitatea primăriei prin formarea așa numitului ghișeu unic, care a luat succes de mai mulți ani în diferite primării, pentru acordarea serviciilor de adică accesul public a populației pentru primirea diferitor autorizații etc. A doilea, aducerea la bun sfârșit a proiectelor care au fost începute de precedenta administrație, adică care au beneficiu pentru populația orașului Nenei Noi. Și a treilea ar fi concursuri de politizate la angajare. La fel cu și întrebarea, adică a opri emigrarea tinerilor din oraș. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vyacheslav. Самая главная задача после прихода, допустим, в примарию, это провести анализ финансовой деятельности, сделать как следует полный анализ, чего мы имеем и чего мы можем с нашими средствами что-то сделать. Потому что финансы, деньги – это кровь экономики. Мы красиво говорим, рассказываем, какие мы космодромы будем строить, но если не будет финансов, ничего мы не сделаем. Посему первое и самое главное – посмотреть, чем мы располагаем и где есть резервы. А как бывший начальник налоговой инспекции, скажу, что резервы есть, их можно использовать и увеличить доходную часть примарии. И, соответственно, решать те вопросы, которые стоят перед примарией. Это не говорит о том, что будем увеличивать налоги или еще что-то. Есть другие возможности, которые знаем, как можем решить. Face o concluzie a acestei ședințe, acestei dezbateri, în care să încerce să convingă din ce cauză. El, de fapt, este cel mai bun candidat la funcția de primar al Neniilor Noi. Poftim, domnule Victor. Cetățenii din orașul Nenei Noi și satele adiacente au înțeles că se așteaptă sau trebuie să fie făcut o schimbare și eu chiar aș propune că lumea să voteze acum cu sufletul, cu inima, cu capul, nu cu bani, nu cu promisiuni. Să mai schimbe, să mai uite la oameni în listă, să uite ce oameni figurează acolo, ce au făcut oamenii ăștia în parcursul 20-30 de ani și așa mai departe. Și atunci eu să votez normal. Noi, băieți care participăm și femeile, fetele la alegeri, suntem de pe lista fără de partid, nici unul suntem membri de partid, pe lista Partidului Liberal. Am ales special acest partid pentru că nu-i corumpat, nu e implicat nici într-un act de corupție, nu a participat la delepedări mari de furturi din bănci și aeroport și mai departe. Și vă rog la alegerile următoare, la alegerile plată 14, să alegeți corect. Mulțumim. La postul de primar, Victor Cecotar. Mulțumim. Doamna Silvana, ai un minut. Claudia Partoli zicea, ce face în fond femeia? Femeia pune lucrurile la lucrurile sale. Mulți stimați alegători, în echipa Partidului Liberal Democrat de Moldova suntem o echipă de profesionaliști, persoane din diferite ramuri ale, care pot lucra, care pot face lucruri frumoase venind la cârma primăria Nenei Noi. Și vrem să vă îndemnăm, vreau să vă îndemn pe dumneavoastră că femeia nu o să facă politică, are să facă lucruri frumoase care trebuie să le facă. Și să știți dumneavoastră cine în casa dumneavoastră le pune pe toate la loc, numai femeia. Mulțumim! Domnul Miguel Pintaș, aici un minut. Stimați prieteni, nu vreau să fac promisiuni pompoase. Sunt mândru de faptul că vor rămâne în istoria orașului pentru totdeauna în carte de vizite. Două case ipotecare, autogara, Piața Verde, centru de plasament pentru copii cu dizabilități, centru de bătrâni cu cantină socială, primul pavaj reparației, prima iluminație în 20 de ani, alee memoriei,
Și în fiecare mandat câte o biserică. Am contribuit în primul mandat Biserica Sfântul Dumitru cu clopotul unde poartă numele primarului. Sunt autorul bisericii de la Gârbăvățu Nou și până la Cram ridicăm până la clopotniță biserica la Socoleni. Asta crește, cred eu că este un lucru sfânt, este un lucru creștin și trebuie să fie apreciat la justa lui valoare. Vă mulțumesc! Domnul Viorel, minut aveți? Da, sunt locuitor, practic, de viața orașului. M-am născut, am petrecut copilăria, adolescența. Mi-am creat o familie tot în orașul acesta și la fel am avut ocazia să plec. Să plec din țară, din oraș. Dar m-am stopat, m-a oprit ceva, adică m-a atras înapoi. Împreună cu echipa blocului electoral, Platforma Populară Europeană Iurie Leancă, care este formată din două partide și un grup de inițiativă, cu viziuni diferite, dorim să schimbăm lucrurile în anii noi, spre bine, spre lucruri frumoase, cum au spus colegii, de a crea condiții confortabile, aș spune, pentru locuitori, ca să simt un oraș cu mult mai bine și cu mândrie. Când, adică sunt în discuții despre, mă rog, sunt locuitori orașului din noi. De aceea vă îndemn să votați blocul electoral Iurie Leancă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Vecislav Borda, realizăm un minut. Да, я прекрасно понимаю, что это американская система, что выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Мы прекрасно понимаем, куда идем, куда суем свою голову, потому что это огромная проблема, огромная ответственность, огромная. И, наверное, в оппозиции было бы удобнее просто смотреть, как другие тонут, барахтаются и тонут, и показывать пальцем. Но, извините, у нас другая программа. И в соответствии с этой программой мы уже показали 8 лет, что можем сделать. У нас есть хорошая команда. Мы просто обязаны идти во власть в городе для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Потому что вот хвастались, то сделал, то сделал, то сделал. Вы поедете в Калараш, поедете в Унгены. Какие красивые, чистые города. А у нас город, сплошная мусорка. Поэтому мы идем для того, чтобы сделать жизнь лучше. Mersi, mulțumesc! Aceasta a fost tentativa noastră de a organiza o dezbatere. A ieșit sau nu a ieșit, dumneavoastră urmați să decideți, dar cel mai important este că la data de 14 iunie să luați decizia corectă, astfel că în 4 ani să puteți cere rezultatele acelor promisiuni care le-ați auzit astăzi. Votați conștient la data de 14 iunie, fiindcă dumneavoastră vă alegeți primarul vostru. O zi bună!